Socotelile de acasă nu se prea potrivesc cu cele din târg, spune o vorbă românească din popor. Sau, mai bine spus, socotelile liberalilor hunedoreni nu se prea pupă cu cele ale mai marilor conducători ai partidului de la nivel central. Nici nu s-au răcit bine deciziile luate în piroul politic județean la nivelul hunedoarei, care îl dădeau candidat la șefia Consiliului Județean Hunedoara pe prefectul liberal Călin Prefecturescu, că biroul politic național al PNL a luat ciocanul și a decis. Candidat la Consiliul Județean să fie președintele de partid. Recte, vetuța, deputățescu. Deputata PNL Vetuța Deputățescu, plătită din bani publici, este renumită pentru interesul pe care îl acordă petrecerilor, sindrofiilor, dar mai ales bucătăriei tradiționale hunedorene, căci nu a prea arătat în cariera sa politică vreun ospăț. Dovadă sunt și zecile de fotografii postate cu mândrie de doamna deputățescu pe toate rețelele de socializare, în timp ce țara arde, veta noastră se piaptănă. Degeaba a luat-o doamna deputățescu din cort în cor și din tarabă în tarabă la toate chermezele din județ, că spun gurile rele, nici proprii colegi liberali nu o mai prea înghit. Acum rămânem tot în bucătărie, că de ne place. Ne place și urma cu de toate să fie, cam așa cum e și în politica liberală din ultima perioadă. Dar de data aceasta, șef bucătar este chiar Monsieur Ciucă, tătucul liberalilor români de pretutindeni. Acesta a scos din cuptorul central liberal noi reguli acum înainte de alegerile locale, europarlamentare, prezidențiale și parlamentare. O rețetă care pare să dea peste cap uh, cam toate calculele făcute de liberalii hunedoreni. Mai exact, doamna deputățescu, în urmă cu câteva zile, a sunat adunarea la partid pentru a desemna candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara în persoana lui Călin Prefecturescu nu toți membrii PNL au fost de acord cu această unică propunere. Așa că au mai venit cu un candidat, primarul Comunei Baru. Dar ce spune șef de E lege sau era? Doar că mai marele conducător de la București a decis ca toți președinții filialelor județene ale PNL să fie candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean, inclusiv doamna deputățescu, femeia care nu iasă din pantaloni. Din să săi, bineînțeles, la ce vă gândiți. Până se mai înfructă doamna Veta cu câte o plăcințică, un langoș, un mititel, niște sărmăluțe, căci mâncatul poate fi și pe bază nervoasă, cărțile se fac la București și unde-i lege nu-i tocmeală. Așa că Veta de Putățescu va trebui să-și tragă bine brăcinarii și să revină în fața unetorenilor.